Limbaj de primar. După ce a fost criticat pentru felul în care autoritățile municipale au intervenit în urma ninsorii abundente, edilul Ionceban a răbufnit și a insultat pe cei nemulțumiți de activitatea primăriei. Loc în casă nu ne pot găsi. În suflet nu mă pot liniști. La ședința primăriei Ce ban monumit Prostelan. Cum e? Cum? Că văd tot felul de prostălani care uh, comentează acum pe uh, stațiul public, uh, diferite uh, lucruri uh, și un drug versuscate, cate, uh, în începând cu foștii primari care îi prinde zăpada pe neprins de veste pe la 15 ianuarie și terminăm cu alți experți care stau pe sobă și bat uh, și joacă bilot. Ok, nu m-au numit pe mine, prostalan, nu te-au numit pe tine, prostalan, dar cumva puteți noi ne am băgat într-o oală de proști. Și tu e că trăiești în Chișinău, uh, ai noroc de creier și creierul ăsta nostru, poate ați observat, uneori parc ne împingi să gândim, a? <laughs> Gândind, tragem concluzii, ne formăm tot fel de opinii și când ninge afară și autoritățile publice nu își fac treaba așa cum poate noi ni dorim sau așa cum noi ne așteptăm ele să-și fac treaba. E foarte dificil, mai ales pentru bătrâni, pentru mamele cu crăcioare, cu copiii, chiar e foarte greu și murta. Eu ios din rezina, crezina cu cum cu mult mai mai curat și mai amenajat ca chișnou. Noi criticăm. Avem tot dreptul să o facem. <laughs> Dar că după asta înțelegem că suntem niște prostalani, Pentru că ne folosim de acest drept. Păgătă tot felul de prostalani care uh, comentează acum pe uh, public. Tu ți dai seama de ce el asta face, așa? Pentru că el, spre deosebire din noi, nu e deloc prostalan. El

în 2021 și anunța propriul partid și pe banii primăriei își fășe PR electoral într-una. El nu a fost deloc să susținându-l pe Dodon în campania electorală din 2020. El a fost foarte smart când era consultat de serviciile secrete rusești, de oamenii din FSB. El nu i prostalan, el e smart când e să și anunță că pasă e cea mai proastă guvernare. Guvernul bagă pastile mirositoare în canalizare ca să rating ratingul. Guvernul urmează să îl bagi în închisoare, de și ori au anunțat în live-uri că vin mascați și l scot în chiloți din pat. Lăsați copiii! Lăsați familia! Oare ar face un prostalan așa ceva? Ar spune un prostalan aceste lucruri? Doar un om smart face așa cum face și eu începa eu, noi tăți, nu putem decât să ne considerăm norocoși. Că noi am fost numiți prostalani, nu de un prostalan. Când un prostalan îți spune că ești prostalan, nici nu poți să ai încredere, da? Un prostalan spune orice lucru, nici nu-l asculți. Dacă nu un om smart îți spune că ești prostalan. Hmm, eu stai o leac. Poate are dreptate. Poate ar merita să, să, mai cuget un pic. Să mă mai opresc o leacă din, din tăt critica asta a mea, din tot valul ăsta de gânduri, să mai respir, să, trag aer în chept și zic, dar și s eu oare pe acest pământ? Dar și s eu oare în acest univers mare, albastru și gol? Și cum -mea, putem noi să facem față la asemenea bădărânism? Unde să integrăm și raft cultural, social sau politic, spunem noi afirmațiile unui primar care își numește proprii cetățeni locuitorii șneului care îl critică, și îi numește prostalani Putem noi oare să-l pedepsim pentru asta? Există resurse pârghii legale Ca să-l punem la perete pentru ce aici spune <laughs> <laughs> Nu, pentru că suntem prostalani el e smart Așa că până nu avem noi ceva statornic Din neclintit cu care să-l confruntăm Rămânem doar cu Recunoștința, cu bucuria, cu norocul Că am fost numiți prostalani Nu din prostalan Dar un om smart Dacă ne văpedliți za asta un început de an vă doresc, prieteni, și cu acest cântec frumos la gitară, haideți să avem un 2024 productiv și să ne înconjurăm numai de primari smart. La anul și la mulți! Stimați prieteni, locuitorii capitalii și tot felul de prostalani, am convingerea că noi toți ne-am sincronizat acțiunile și noi înțelegem că astăzi ne unește dragostea față de orașul nostru, față de oameni, față de tot felul de prostalani. Vom continua să dezvoltăm orașul nostru iubit Chișinău, în care fiecărui îi va fi confortabil să trăiască, să lucreze, să creeze.